Salutare prieteni, eu sunt Surtaciu și acesta este episodul 8 din Back to Glory FIFA 15 pe Android. După cum vedeți, ne-am schimbat puțin locul, am zis soarte pe Vagabond Săreală, pe Curvă Răseală și pe Interlopăreală, cum vreți voi să o luați. Voi sunteți cei mai tari fani, cei mai tari abonați și Surtaciu vă iubește. Mergem mai departe, îi felicit pe cei 3 câștigători din episodul anterior. După 7 episoade avem 20 de victorii, o remiză și 0 înfrângeri, iar gol averajul 64 de goluri marcate și 3 primite. Goalgetter pe locul 1 a trecut, Mahrez, Team of the Season, cu 9 goluri, urmat de Maitland-Niles, din păcate doar rezervă, cu 8 goluri, Montero 6 goluri, alături de Robinson și Santa Cruz. Mergem în FIFA, mai avem nevoie de o singură victorie și promovăm în divizia 6-a. Ia să vedem. Cele 5 meciuri le-am câștigat: 4-0 cu Newcastle, 3-0 cu Levante, 4-0 Hoffenheim, 4-1 cu Udinese Calcio și 4-0 cu West Bromwich. Acum jucăm cu Orlando Pirates la semi-pro, deci sunt șanse mari să câștigăm. N-am schimbat mare lucru, chiar nimic, doar pe bancă m-am jucat puțin, l-am băgat pe Robinson și Maitland-Niles, deoarece ne-au ajutat mult în primele două episoade și vreau să le dau câteva minute în fiecare meci. Quick sim. Pardon. Să sperăm că debutăm în acest episod cu numărul 8 cu o victorie. Acum Montero pentru golul cu numărul 7. Montero nu iartă. Minutul 2, 1-0. Începem foarte bine. Acum Ander Herrera. O minge pentru Fernando și să vedem primul lui gol la echipă. 2-0, minutul 8. Am început perfect, prieteni. Și Carroll pentru 3-0, minutul 12. Da, cel mai bun început de meci. Cum sună. Să vedem Montero pentru 4-1-0. Și dubla din acest match, da. Dăm goluri pe bandă rulantă, prieteni. Deja aveți 100.000 de coins în giveaway. Și să vedem, Evans marchează și el. 5-0. Probabil o să marcăm 7 goluri, zic eu, în acest match. Andy Carroll încearcă un șut din unghi. Îl dă pe lângă. Minutul 41, ai Mahrez și tu cu un gol, 6-0 are, da, 6-0 și Mahrez mai adaugă încă un gol la cele 9 și ajunge la cota 10. La pauză 6-0, n-am mai câștigat niciodată, cred că cu 6-0. Să vedem, Montero 7-0, incredibil, n-am ratat deloc în acest match. Montero cu hat-trick-ul și vine tare în urma lui Mahrez. Angel Rajel încearcă o intercepție. Gaba. Minutul 53. Să facem și noi câteva schimbări. Pa. Deci, îl băgăm pe Mahrez centru. Maitland-Niles treapta și Robinson stânga. 7-0, minutul 56. Fernandinho încearcă să... Nu. N-a reușit să-l blocheze mijlocașul celor de la Orlando Pirates. Acum se fac schimbările. Minutul 71. Angel încearcă o pasă pentru Marmunieza. De la Marmunieza un șut și obține cornerul. Fernando pasă la Angel Rangel. Să vedem. Fundașul dreapta pentru 8-0. Nu. Angel Rangel ratează. Fernandinho încearcă o intercepție la Macola. Nu reușește Macola. Înaintează cu mingea. Kolarov acum, să vedem. Intercepție la Gabuza. Nereușită. O pasă pentru Sangweni. Sangweni. Aruncă o minge. Marmunieza. Îi dă șansa lui Gabuza să facă 7-1.
dar vor se opune. Minutul 83, prieteni, se pare că vom deschide 6 rachete. Sper să dea ceva bun. Acum Arez încearcă un șut din unghi. Ander Herrera pentru 8 la 0. Nu. A scos și portarul câteva. Nu se supăra nimeni dacă era 10-0. 7-0, prieteni. Mergem la pachete. Mi-a ieșit din FIFA. Intrăm înapoi. Nu s-a mai întâmplat niciodată să iasă, doar să ne deconecteze. Connecting to server. Welcome back, Sorvacio. Da, mulțumesc. Transfer, cum ziceam. Două pachete, 6 pachete. Primul pachet. Să vedem. Diego Lopez de la AC Milan. Carlos Martinez. Mergem cu Diego Lopez. Hamid Altin top. Mulțumim, dar nu avem nevoie de serviciile tale, nici de ale tale, Carlos Martinez. Băgăm în club și mergem pentru pachetul cu numărul 2. Hai ei! Basanta, Fiorentina din Argentina. Cu ce mergem aici? Mergem cu acest fundaș. Treapta, nici nu încerc să-i pronunț numele. Ei ne dă afară. Să nu uităm că a fost pachetul cu numărul 2. Incredibil. A doua oară, în mai puțin de 10 secunde, când EA Sports ne dă afară de pe server. Plus odată când ne ieși din joc. Duplicate, ceva, nimic. Urmează pachetul cu numărul 3. Poate acum, poate acum, poate acum. Hai să vedem, hai să vedem. Dario Sârna de la Shakhtar Donetsk. Mergem cu el. Danilo, nu cel de la Real Madrid, cel de la Valencia. Tete. Urmează pachetul cu numărul 4. Toți sperăm că dă ceva. Hai ei, acum. Ceva de BPL. Încă o dată. Acum încerc. O să încerc să-i pronunț numele. Naculma. Mergem cu el. Bia. Quixel. Și Echiejile. Echiejile de la AS Monaco. Urmează pachetul cu numărul 5. Dacă nu mă înșel. Sper să nu greșesc. Hai de EA Sports. Carzi. Nu, Kazri. Mergem cu Rodwell, BPL, Oliver Torres, Quixel, Kazri, Quixel. Și ultimul pachet. Ah, a treia oară când ne dă afară. Destul de neplăcut. Dar n-avem ce să facem. Poate e un semn și ne dă ceva în pachet. Glumesc. Dar cine știe, hai să vedem. Mkhitaryan, interesant. Doar că e Bundesliga. Mergem cu el, kitul Arsenal. Probabil o să-l punem din episodul 9. Perez, Quixel, Telo, de Silver, Quixel. Și mergem pentru primul meci din divizia 6, dacă nu mă înșel. Ultimate League. Da, divizia 6, să vedem cu cine jucăm. Avem nevoie de 20 de puncte ca să câștigăm titlul. Jucăm cu Villarreal, Queen's Park Rangers, Hamburg, Olympic Lyon, Stuttgart, Atletico Bilbao, Swansea, Dinamo Moscova, Atalanta și Malaga. 20 de puncte sunt realizabile. Mergem pentru primul match contra celor de la Villarreal. Villarreal. Probabil că din episodul 8
o să schimb. Nu, acesta este episodul 8, da. Ce mă cur. Din episodul 9, prieteni, îmi pare rău, o să schimb și singla, și echipamentele, și mingea. Minutul 18, 0-0, Arcum, Marmunieza, o pasă pentru Kolarov. Kolarov o centrare, Carroll încearcă un șut și este corner acordat de Mario Gaspar. Marez pe lângă Dacă ești nou pe această serie și nu știi despre ce este vorba, te invit să verifici descrierea episodului. Acolo o să ai regulile după care mă ghidez. O să le înțelegi perfect. Nu mă mai repet. Deja suntem în episodul 8 și consider că nu mai trebuie să o fac. Fernando, acum arez o centrare și Montero. Areola salvează la pauză 0-0. Se anunță un match echilibrat, o a doua parte echilibrată. Bacambu, Soldado încearcă un șut din afara careului pe lângă poartă. Montero se uită după Carroll. Carroll o pasă pentru Mares, care încearcă un șut, iar acesta se duce pe lângă Fernandinho, deposedat de Bacambu. Bacambu o pasă pentru Soldado. Soldado un șut din unghi. Soldado pe lângă poartă. Să vedem Fernandinho pentru 1-0, minutul 66. Da, 1-0. 200.000 de coins giveaway până acum, prieteni. Carroll pentru 2-0, ne scapă de emoții, oare Andy Carroll? Nu. Continuăm cu emoțiile. Angel, o pasă pentru Mares. Și Mares, te rog, dă gol. No, corner acordat de Mario Gaspar. Și Montero, 2-0, vine în spatele lui Mares. Sau la egala, nu știu exact. Andy Carroll pentru 3-0. Am zis că e bar pe Robinson și Maitland-Nil și tot, uit. Îmi pare rău, băieți. Dar în meciul, în ultimul meci din episod, o să primiți și voi minute. 3-0, debutăm cu o victorie. Acum mergem să deschidem cele 3 pachete. Cu speranța că va pica ceva, ei sport ne dă încă o dată afară de pe server. Să vedem. Primul pack. Amrabat. BBVA. Mergem cu tine, Amrabat. Quick sell, băgăm consumabilele în club. Pachetul cu numărul 2. Hai, ei nu ne mai da de Jonathan Pereira. Nu ne-ai mai dat de mult ceva bun. Mergem cu Bertrand. Funda stânga de la Southampton, BPL. Villar, Quick sell, Jonathan Pereira, Quick sell, Ben Yedder. Și Brozovic, care a fost pe la echipa noastră. Andrea Mandornini, parcă a antrenat pe la CFR. Și pachetul cu numărul 3. Wellington. Mergem cu tine, Wellington. Parcă ai mai fost tu pe la echipă. Stai să verific ceva. Da, este bine. Credeam că am deschis doar două pachete, dar am deschis 3. Și ultimul meci în acest episod, prieteni, îl disputăm contra celor de la
Queen's Park Rangers. Să sperăm la încă o victorie și la încă 3 pachete. EA Sports-ul ne mâncă banii și nu prea ne dă nimic. Acum Marez. O pasă pentru Andy Carroll, care șutează de la distanță. Corner acordat de Hall. Evans cu o pasă pentru Fernando. Să vedem Fernando. 1-0. No. Green ne interzice golul. Angel Rangel. De posede sau ce faci? Te-ai dus pe lângă Hoilet. O minge pentru Faurin. Evans pierde mingea. Austin cu un șut de la distanță pe lângă Evans. O pasă lungă pentru Andy Carroll. Carroll cu un șut de la 25 de metri. Se duce pe lângă Marc Munieza pentru Fernandinho. De la Fernandinho la Fernando și poate acum dai gol Fernando. Da, 1-0, l-a învins pe Green. Trecem în avantaj și sperăm să ne desprindem. Marez sper să dea un gol și eu sper să nu îi să-i bag pe Robinson și Maitland Niels. Luăm gol, prieteni, Phillips, mijlocașul dreapta, 1-1. Marez o pasă pentru Carroll, de la Carroll pentru Montero. Să vedem Montero. Se face 2-1. Montero iar a dat câteva goluri și în acest episod. Și cred că l-a egalat pe Marez. Nu știu sigur, deoarece nu i-am contorizat golurile. O să vedeți pe episodul 9. Să vedem, se face 2-2. Nu. Vor m-a salvat și intrăm la pauză cu 2-1. Ai Marez, trebuie să dai gol. Bine Marez. Ești VIP-ul echipei. Trebuie să te menții acolo, sus, pe prima poziție. Fernandinho, Ander Herrera pentru Fernando. Fer încearcă să-l deposedeze pe Fernando. Însă jucătorul nostru rezistă, șutează din afara careului, pe lângă sau peste. Ne arată că s-a dus peste, acum. Fer poate să facă 2-2, să vedem, nu, se uită pentru Oilet. Angel Rangel încearcă o deposedare. Și nu reușește Hoilet. Marmuneza versus Sandro. Sandro câștigă. Cearcă un șut. Kolarov o pasă pentru Marez. Trebuie să dai gol. Gol Marez. Bine, mă. Dacă ar pica Vardy, ce bine ar fi. Sau Sergio Aguero. Da, prieteni, suntem aproape pe final de meci și de episod. Vă mulțumesc dacă ați stat să vă uitați până aici. Sunteți cei mai tari fani, cei mai tari abonați. Și vă aștept să-mi luați banii. Am destui bani cât să fac multe episoade. Acum Carroll pentru 5-1. Green intervine minutul 90, iar am dezamăgit pe Robinson și Maitland Niels. Deci totu-i să-i bag, nu înțeleg. Mă iau cu meciul și uit. Nu mai am ce să fac. Sper în episodul 9 să le dau minute. Acum mergem, prieteni, pentru cele 3 pachete. Primul pachet,
Jesus, Jesus Games. Mergem cu tine, Jesus Games. Diego Capela Lario, vai cât jucător ne-a dat. A dat și 232 de monede. Evans, de 6 jucători ne-a dat în acest pachet. Pachetul cu numărul 2. O Antonelli de la Milan, fundaș stânga. Mergem cu Tyler, fundaș central de la Newcastle. Și ultimul pachet din episod. Trap de la PSG. Bun portar, dar n-avem ce să facem cu el. Mergem însă cu el. Rudiger Quixel Bow. Bow, ce nume. Bun prieteni, eu o să mă joc puțin cu echipa. Voi o să o vedeți în episodul cu numărul 9. Acesta a fost episodul 8. Eu sunt Surtaciu, iar tot ce trebuie să faceți ca să intrați în cursa pentru cei 300.000 de coins este să lăsați un like la acest episod, subscribe dacă nu v-ați abonat la canal și orice comentariu în mai jos. Eu sunt Surtaciu, până data viitoare, dau cu pace și multă baftă la extragere.